Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod cu bebeul gigantic. Se pare că îmi iau pălm peste fund de la un copil mic. Ia uite-l. Ce are mă ăsta cu mine? În ultimul episod n-am stat eu să citesc tot, dar ideea e că de asta am upgrade-ul la vomă, ca să dau efectiv pe mașină, să o dezintegrez și după aia pot să o mănânc. Cam asta e ideea și uite de cât de ușor facem punctele. Astăzi mi-am propus să facem cele 25.000 de puncte, să investim și să putem devora absolut tot. Pot căuta alți bebeluși să-i devorez și de fapt cred că doar atâta pot. Deci practic cred că voi găsi alți bebeluși la fel ca mine și o să fie destul de fun. Dacă vă place seria, nu uitați să băbuiți butonul blană blană de like, un subscribe plus clonțopel și toate cele. Uite-mă câta sunt. Deci mașina asta nu mai are nicio șansă în momentul ăsta. O devorez, fiți atenți. Doar priviți. Asta e că trebuie să dau așa. Devorez mașina, ok? Am zis să mă dau la o parte să vedeți, dar o trebuie să vină ăsta la altul, țoac la lui cu tot. În fine, hai să-i dăm. Dacă mă rostogolesc o să o mănânc și mai ușor. Oamenii să nu mai zic. Cred că trebuie să dau jocul mai încet acum. Ar trebui să fie bine. Hopa! Ia uite, un desert. O mașiniță. Ia vino aici. Poftă bună! Nice! Și avem deja 10.000. Îți curăț, pe ce trebuie să mai dau eu pe mașinile astea două de aici? Mamă, cât sunt! Sunt gigantic! A, peste ea nu merge? Nu prea merge. Pe copaci ea merge? Da, merge, merge să mănânc copaci acum, prieteni. Nu mai zic nimic. Mamă, cât sunt! Trebuie să dau mai mult. Ia uite, vă place pălăria mea? Ce naiba! Ok. Mi-a făcut pălărie dintr-un copac. Și pot să ies de aici, pot să mă duc mai de... Am 14.000. Ce să mă mai chinui, mă? În 2 minute deja avem toate cele. Știi ce? Sunt curios. Ia să mă duc eu într-o parcare de genul ăsta. Nu pot! Deci o să se prelungească orașul, poate ori când dăm hunt, dar nu cred că scrie coming soon. Deja sunt cât 2 benzi. Ori probabil cu un nou update. Ia uite-l pe ăsta. Mai ții minte, mă, când îmi dădeai bully? Nici nu pot să... What? Asta a fost cu el? Am ajuns să fiu cât un magazin. Oare pot să mănânc și magazinele? Asta-s curios. Ia uite-te. Efectiv cât magazinul. Pentru că dacă dau cu vomă pe el, nu se întâmplă nimic. Era tare dacă mergea. Stai, mă, cu mașina ta cu tot. Și tu cu mașina. Stai acolo, naiba. Așa, și acum poftă bună. Și avem 16.000. Am vrut să merg tot în direcția aia. Cel mai simplu ar fi au. Să... Hopa, nice. Să mâncăm copacii, dar nu-i la fel de fun. Bună dimineața. Poftă bună. Să încerc să mănânc eu părțile astea. 17.000 deja. Și stâlpii putem mânca. Stațiile de autobuz. Dar cred că și pe stații trebuie să dăm cu vomă. Ia. A mers? Nu a mers? Îți dau cu mai multă. A, dar nu, că dă vomă exact. Păi bine. În fine, hai să încercăm să facem 25.000, să pornim o vânătoare din aia. Suntem deja la 20.700. Au, m-au aruncat în cosmos. Ok, băgăm aici niște copăcioi. 21.000. 22.000. Trebuie să mai dau pe magazine, că poate merge. Așa, intrăm în curtea omului. Nu pot să intru. Nu pot să cred. Ce are, bă? Mă rostogolesc în gol. Nu merge. Ok, gardul ăla aparent protejează mai bine decât trebuie. Hai că acum am intrat, de ce nu pot? Da, nu știu, ciudat, oare pot să mă urc pe casă? Nu cred. Sunt cât casa, frate. Mă uit să văd ce fac ei în casă, ia uite. Să vezi un dita mai bebelușul la tine în casă, e? Dă mașina aia încoace, mai mănânci mașina aia? Dă-mi-o mie. Bun, aici sper că pot să intru, te rog. Hai, zi-mi, te rog, am putut, e bine. Bun, acum stăm un pic să ni se refacă rostogolirile și putem lejer să investim în hunt. 25.000. Ah! Păi și? Unde stați, bebeluși? Mamă, distrug tot. Some hunting. Someone is hunting. Păi cine, că nu e niciun bebeluș? Am 30.000. Dar nu înțeleg cum funcționează. Unde-s, mă, bebelușii? What? Acum o văd că-s posedat.
A, atâta? Asta e tot? Nu, că trebuie să citesc mai bine. Dacă pun stop, nu se pune stop. Așa că o să încercăm să folosim tura asta. Și după aia mai încercăm o dată. Nu înțeleg. Cred că am citit eu greșit. Doamne, iartă-mă. Ce vorbești, mă? Păcat că nu pot să mănânc magazinele. Am... Cât am? În momentul ăsta, dacă am 33.000, asta ar însemna că am 11.000 de kilograme. Ce vorbești, mă? Adică 11 tone? Cred că da. Ok, dar nu înțeleg care e treaba asta cu... A, probabil pe copii ăștia, mă. Pus să-i mănânc pe ăștia, sau... Eu doar acum înțeleg. Cred că pot mânca alți bebeluși dacă sunt și ei aici. Adică jocul ăsta se poate juca multiplayer. Cam asta e ideea, probabil. Mă gândesc. Știi ce zic? Ok. Da, am ajuns la... Oh, vreau pe casă. Mă, frate, unde-s? Levitez. Dar am cam ochii roșii. Și probabil dacă... acum din momentul ăsta oricum pot să vânez. Deci orice bebeluș ar intra, l-aș putea vâna. Eu în momentul ăsta în care mă joc, sunt live pe Trovo. Și sunt curios dacă vreun abonat are jocul și să văd dacă pot să-l invit. Sunt chiar curios. Ia să văd. Da, nu cred că mai pot juca decât dacă refac jocul, dar măcar vreau să mănânc toți copacii. Oare pot să mai ajung la ăștia? Ce mă, că am devorat tot. Să vedem maxim cât de mare ne putem face. Ia, să mănânc eu copacii ăștia. Am dărâmat mașina. Nu mai înțeleg nimic. Deci... Da, deci mașina astea trebuie oprite, că altfel e jale. Și nașpa că îmi dă prea mult... prea mult stun. Ok, 40.000. Dacă ajungem la... Stai un pic. Au. Fiți-ar mașina. După cum ziceam, dacă ajungem la 60.000, vom avea 20.000 de kilograme, adică 20 de tone. Corect? Corect. 20 de tone. În momentul ăsta avem undeva la... Cât avem? La vreo 13 tone, cred. Am dreptate? Mă, dar mașinile astea mă disperă psihic. Mă aruncă în spațiu. Ia uite, mă. Îs cât orașul. Bebelușii vor conduce lumea. Dar încă cresc. Sau mi se pare mie? Ba, nu, clar încă cresc. Mașinile mă mai încurcă, dar în rest... Asta e că încă... Eu când mă bag în mașini zice că sunt too big. Pentru că probabil trebuie să le dizolv, că nu pot să le mănânc direct, știi? Ia, astea le pot distruge? Astea nu merg distrus, ok? Hopa! A, ba nu, am mâncat tot copac. Ce mă, că vreau să văd cât de mare pot să fiu. Dar păcat că nu a făcut harta mai mare, eu deja n-am loc aici. Ok, mașini nu prea mai văd. Dar mai sunt în schimb copaci ăștia pe aici. Uitați-vă și voi puțin la asta. Dacă asta nu-i creepy și cursed, apoi nu știu ce mai este. Ce naiba! Zici că bat la tobe! Și ochii mei sirene de poliție direct. Bun. Mașina aia mă cam deranjează. Gata, am rezolvat-o. Nu mai pot să mă dau jos de aici, păreri. Fiți atenți cât de mare sunt eu față de un bloc. Dar nu pot să mă pun acolo. Ok, doar priviți asta până nu vine mașina aia și mă aruncă. Urăsc. Sunt cât blocul. Pot să mănânc pur și simplu blocul ăla. Era tare dacă făcea chestia asta. De fapt, poate putem. Nu știu, că n-am încercat. Ce-i fain e că se respawnează până și... Ok. Mă aruncă mașina, e un pic de mașină. Se respawnează până și copacii, din câte pot să-mi dau seama. Nu mai am loc să trec. Doamne, iartă-mă. Ia uite, mă urc pe clădiri. Ok. Vreau să ajung la 20 de tone, imediat ajungem. Când scrie acolo 60.000 LBS, suntem la 20 de tone. Ok, gata, suntem la 20 de tone. Și în momentul ăsta cred că ne putem urca peste orice clădire. Stai să ni se încarce rotirile. Doamne, cât sunt. Ok. Și cred că putem urca peste clădiri. Sau nu prea putem. Ba da, putem. Doamne, ce-mi place. E gata, sunt cât orașul. Hai, poți să mai plec de aici? N-aș pa că te buguiești. Ar fi trebuit să facă să poți mânca tot. Că mă rostogolesc în gol. Ia, mă duc pe altă hartă. Unde sunt, mă? Poți să plec de aici?
nu prea pot să plec. O blocat e harta. What? Dacă fac și eu podul. Făceam podul pe o casă. Da, păi cam asta este, prieteni. Nu cred că mai avem ce face. Ceea ce încerc eu acum, am ajuns la 65.000 LBS. Încerc să obțin vreo 100.000 dacă pot. Dar cred că e destul de greu, pentru că orașul ăsta deja a devenit mult prea mic pentru mine. Nu mai pot să fac nimic, mă buguiesc în ultimul hal. Nu mai am loc, sunt mai mare decât două benzi. Mult mai mare, gen. Uitați-vă și voi, cât sunt oamenii pe lângă mine. Ce oamenii sunt acolo mici de tot, eu. Mamă, pot să văd și așa? Ok, asta e pretty cool. Nu știam. Nice. Hai, ridică-te odată, bebeule. Iar m-a aruncat unde nu trebuie. Nice. Da, mamă, cât m-a aruncat. E nașpa că nu poți să mănânci mașinile direct. Asta mă enervează. Revenim cu 70, ba nu, hai cu 80.000 revenim. Mai țineți minte când am fost pe clădirea asta și făceam, băteam la tobe, nu știu la ce băteam? E bine, sunt mult mai mari acum aparent, dar m-am blocat aici și avem 71.000 pounds. Asta vine undeva la, după calculele mele de raion, cred că vreo 23-24 de tone avem în momentul ăsta. Și când ajungem la 90.000, avem 30 de tone, adică 30.000 de kilograme. În momentul ăsta avem undeva la 23-24.000 de kilograme. Mai s-o dea cineva cu mine, mă. Marea problemă e că s-o bugui jocul, adică deja încep să mă rostogolesc în gol, pentru că n-am loc de toate nebuniile de pe aici. Probabil vom asta mă mai ajută câte un pic, dar nu, mă rotesc în gol, sunt prea mare. Uite-și-te. Nu cred că reușim noi. Deci, o să fac un calcul la final, încă mă chinui, vedem cât putem obține maxim, cât ne permite jocul. Doar uitați-vă la imaginea asta. Stai un pic, că mi-o făcut Fenta. Mai avem încă o mașină aici. Ok, alea sunt perfecte acolo, dar mai vine alta. Ți-ar mașina, lasă-mă mă-n poace. Ok, stai să vedem dacă putem. 80.000 cu siguranță reușim să facem. Cred că reușim chiar numai din mașinile astea de pe aici. Dacă mai mamă, dar-i bugui rău. Nu cred că s-a gândit developerul jocului că cineva va fi atât de nebun să se chinuie până la 80.000 de pounds din astea. Ok, hai că trebuie să mai fie pe acolo. Bun, deci ce voiam să vă zic? Doar uitați-vă la imaginea asta. Ce naiba! Ok, asta e prea cursed. Uite cât e o mașină pe lângă mine. E efectiv de jucărie. În momentul ăsta am o lume de jucărie. Bun, 80.000. Hai cu 90.000 ca să avem 30 de tone și să mulțumit. Eu doar acum încerc să merg fără să mă rostogolesc. Uitați-vă cât de greu se mișcă. Uai de capul meu, îl mănânc pe ăsta, mă? Direct cur în cap i-am dat. Mamă, se mișcă tot un slow motion. Nu mai e nicio șansă. Totuși, sunt curios să calculez momentan câte kilograme avem. Trebuie să mai iau și asta. Bun. Se pare că până acum am zis greșit. 1 kilogram egal 2,2 pounds, ceea ce înseamnă că noi având 82.000 pounds, nu avem cât aș fi crezut eu, adică 27.000 de kilograme. Nu, avem 37.000 de fapt, ceea ce înseamnă 37 de tone. Cam atât de mare sunt în momentul de față. Cam, dacă vreți, cât un teren de fotbal. Păreri? Ce naiba. Așa mă uit eu la meciul de fotbal. Hai, gol! Yay! Mulțimea e în delir! Ăsta ar fi supermarketul. Și aici, dar nu cred că mai putem ajunge. Ar fi magazinul ăla la care am încercat noi să... Uai, cât m-a aruncat! Ok, trebuie să opresc mașinile astea. Ăsta e maximul pe care îl pot obține. Gândiți-vă că ăsta e blocul la care am făcut eu poza acum câteva minute. Dar nu mă mai pot pune, nu-l mai pot controla, e gata jocul. Ce să mai faci? Uite, îi dau într-o parte, se duce în alta. Ok, cam așa arată blocul, ca idee, diferența. Și înainte nu ajungeam peste el. Apoi ăsta pe care m-am tot urcat să nu mai zic. Dar nu că nu mai pot ieși de aici. Da, deci am reușit să facem undeva la 37 de tone, poate chiar mai mult, că uite că tot mai strâng acum, dar nu prea aș vrea să mă mai chinui, deși parcă aș vrea să văd un 100.000 acolo, de ce să vă mint? Stați un pic să vă arăt ceva. Ia, stai. Am știut că mai pot ajunge. Că mă bântuie mașina aia, uite-și tu.
M-a băgat în terenul de fotbal, păi de aici nu mai ies. Sau? Vreau să intru în parc acolo. Haide, haide. Și... nu cred că mai merge. Doamne, cât de creepy arată totul. Deci vreau să ajung aici în parcul ăsta. Și aici sunt șanse mari să ne facem destul de mari. Dar nu mai pot urca. Hai, bine mă. Încet, încet. Și dacă luăm noi toți copacii ăștia de pe aici. Haide. Nu mai pot să dau zoom out, atât ai. Nu pot să dau mai în spate de atât. Și nici măcar nu pot să mai mănânc copacii. Nu înțeleg. Am zis că aici sunt șanse mari să ajungem, dar aparent nu prea. Am reușit până acum 8-6.000. Cred că așa merge, doar să te plimbi stânga-dreapta. Și mai mă, că nu mergem să-i mănânc. Nu știu ce e sfârșitul lumii, prieteni. Ăsta e maximul pe care îl pot. Sunt cât munții aia din spate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de, bineînțeles, un like, un share, un subscribe dacă vă place. Și ne vedem în episodul următor. Toate cele bune. Poate dacă se fac update-uri mai jucăm. Șpa, șpa.